Unul dintre cele mai titrate cluburi sportive din Giurgiu, am numit aici Clubul Sportiv Acvila, a organizat astăzi o întâlnire cu totul și cu totul specială. Pentru toți sportivii clubului a venit Moș Crăciun cu daruri. Antrenorul Ion Chelu a ținut să precizeze în fața asistenței formată din părinții sportivilor că elevii săi merită cu prisosință să primească daruri, pentru că au avut rezultate deosebite. Copiii s-au dorit să obțină rezultate la competiții naționale și internaționale. Am reușit să strângem 180 de medalii anul acesta, dintre care 27 sunt medalii internaționale. Avem pentru prima dată și un campion european la ușu, ceea ce n-am avut până acum. La Kempo, la Jiu-Jitsu, am mai avut și chiar el este medaliat în toate cele trei stiluri. Adică este o mare performanță din punctul nostru de vedere. Deși la clasificarea sportivilor el a fost puțin mai nou datorită vârstei, datorită normativelor care sunt aplicate de către Ministerul Trenerului Sportului, dar pentru noi e un campion, un mare campion, este el, vreau să-l prezint în fața aici. El este... Îmi place foarte bine la scoală. Da? Mai târziu să ne facă și o reprezentare, o scenetă de luptă, după care o să împărțim ce, dacă merităm, dacă o să considerați. Merită. Da? Merită. Bun. Păi, noi, sau nu, copiii mai bine spus, au făcut un program artistic și ei, câteva colinde. Sportivii clubului au ținut să arate că, dincolo de performanțele sportive și de ținuta dârză pe care o afișează întotdeauna pe saltea, nu au uitat să fie copii și nu au uitat să cânte și să se bucure. Peste cântece și poezii, sportivii de la Acvila au pregătit și o scurtă demonstrație de forță, pornind de la o ipostază care se poate întâmpla pe stradă. Sunt cu niște fetițe care sunt liniștite, vin de la școală și băieții obraznici, băieții de cartier care nu dau pace celor liniștiți, încearcă să le abordez. Să vedem ce va ieși. Pentru că finalul poveștii trebuie să fie întotdeauna frumos, moșul a fost darnic cu toți sportivii și l-a adus daruri. Iar ultimul cuvânt l-a avut, ca întotdeauna, moșul cel de fiecare zi, sensei Ion Chelu. Noi ne-am ținut tradiția, am continuat-o și sperăm, atât timp cât vom lucra în această sală, la acest club, să nu dispară această tradiție, pentru că acești copii minunați, sportivii noștri, se bucură de fiecare dată când îi se oferă ceva. Și cu atât mai mult că se apreciază la sfârșit de an. Credeți că au meritat aceste daruri? Da, cu siguranță au meritat și merită toate laudele noastre. Din punctul meu de vedere ar merita mai mult. Dacă am avea posibilitatea materială să-i ajută mai mult, aș face cu cea mai mare plăcere. Și ultima întrebare, văd un schimb de generații la dumneavoastră, foarte puține fețe cunoscute, să spun așa. Da, facem schimbul de generație. Eu mă bucur tare mult că acești sportivi care vin din urmă se străduiesc să obțină rezultatele cele mai bune sau să deconteze munca pe care o depun în sală, să transformă în medalii, în rezultatele lor pozitive la competiții naționale și internaționale. Pentru cei care practică sport din Giurgiu și tuturor giurgiuvenilor, le urez să aibă un Crăciun fericit, un an 2016 lipsit de griji și să dea Domnul să fie cât mai bine în societatea românească.